Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Transilvania Culturală aici la Radio Transilvania Zalău. La microfon Daniel Săuc, astăzi vă invit la o ediție specială a emisiunii noastre dedicată marelui praznic al sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru această emisiune am invitat pe preotul Dan Dregan, protopopul ortodox al Jiboului, și preotul Ciprian Robotin de la Parohia Greco-Catolică Sfânta Familia din Zalău. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Transilvania Zalău. Bine v-am regăsit, mulțumim de invitație. Această emisiune este sau își propune să aducă pledoarii pentru cultură, în cazul de față pledoarii pentru credință. Cu cât crește credința în această săptămână a patimilor? Noi am dorit să crească această credință, așa cum, de fapt, fiecare duminică din postul mare este o treaptă de urcuș duhovnicesc înspre slăvita înviere, și mai ales acum, în această săptămână a patimilor, fiecare zi este de asemenea un urcuș înspre înviere. Încercăm să retrăim patimile Domnului nostru Iisus Hristos și apoi să ne bucurăm de biruința Lui asupra morții. Simțiți că în această perioadă și apostolii și a pregătirilor pentru Marea Sărbătoare crește credința, ca să folosim această expresie? Da, aceasta se observă în special prin participarea credincioșilor la biserică. În special în această săptămână a patimilor vin mulți credincioși pentru a-și mărturisi păcatele, apoi să împărtășească cu trupul și sângele Domnului, pentru ca să fie pregătit sufletește pentru acest mare și slăvit praznic al Învierii Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Dumnezeu știe cât crește credința fiecăruia. Putem constata, desigur, că crește practica religioasă în această perioadă, în sensul că mult mai multă lume vine să-și mărturisească păcatele, să se împărtășească. Sigur că biserica a lăsat această obligație ca măcar înainte de Sfintele Paști credincioșii să primească spovada și împărtășania. Personal mă bucur de unele cazuri de convertire sau trezire spirituală evidentă, și bine ar fi ca acesta să fie un, în aceste cazuri să avem parte și de o continuitate și desigur să apară cât mai multe, să nu se rezume la o tradiție, ci de fapt la o mai serioasă și mai profundă interiorizare a adevărurilor de credință, și care să se vadă, bineînțeles, și în exterior. Cum e cu vorba cu cei care merg la biserică din an în Paști? Cum o simțesc? Sunt, știi, în aceștia, într-adevăr, care vin atunci doar când se dă Paști la biserică, sau mai vin la Crăciun, sau știu eu, când se cunună, când botează pe cineva. Problema este că noi încercăm să conștientizăm faptul că participarea Sfânta Biserică, trăirea, într-adevăr, în Hristos, trebuie să și-o manifeste, însă omul este liber, nu poate fi forțat, mântuirea nu vine cu forța, și atunci fiecare face așa cum îi dictează oarecum conștiința lui. Ne bucurăm când de aceste sărbători vedem bisericile pline sau arhipline. E mai puțin îmbucurător faptul că unele persoane vin doar atunci. De aceea și vorbeam de trezirea care e necesară. De unde a venit această vorbă din anul Paști? Deci chiar de la posibilitatea aceasta ca măcar de pastă să se spovedească? Probabil, da. Deci, e o vorbă veche, am auzit-o de multă vreme legată de participare la biserică. Sau chiar o glumă, se spune că unii sunt cu noroc, că totdeauna când merg la biserică primesc Paște. Bun, să mergem mai departe. Ce mai e nou pe frontul învierii, ca să parafrazez o carte celebră? S-au schimbat lucrurile în privința asta? Sau este același ritm, același lucruri care sunt spuse, iată, de mii de ani? Slăvitul praznic al Învierii nu este doar o
aducere aminte de cea mai mare minune care s-a întâmplat de Dumnezeu, ci este o retrăire a acelui eveniment și bine ar fi ca să îmbunătățim această trăire a noastră cu fiecare Paști, cu fiecare duminică, de fapt, care amintește de slăvitul praznic al Învierii, sau cu fiecare zi a vieții noastre, să fie un progres duhovnicesc, să fie ceva nou. Ați schimbat ceva sau s-a schimbat ceva în ultimii zeci de ani în privința liturghiei, în privința modului în care abordați creștinii? Liturghia este aceeași, nu avem ce să modificăm decât atunci când se diortosește de către Comisia de Diortosire. Atât doar că în cuvintele de învățătură, în predici, noi preoți trebuie ca să ne pregătim și să fim la zi, în actualitate, cu cărțile de predici, cu trăirea. Deci aici putem să îmbunătățim. În privința practicii liturgice, dau același răspuns, nu s-a schimbat neapărat ceva. Ne încadrăm în același ciclu liturgic ca și până acum, însă ar fi folositor ca cu fiecare an ce trece să ne întrebăm toți dacă mergem înainte, de fapt, sau batem pasul pe loc, dacă am progresat sau am regresat din punct de vedere spiritual. Iar mirenii, credincioșii mireni, dacă nu reușesc singuri să-și dea aceste răspunsuri, poate că e bine să-i consulte pe preoții lor spirituali, că în acest fel probabil vor ști mai bine pe unde se situează. Revenind la partea liturgică, recent am auzit de o propunere, însă nu de vreo reformă liturgică, ci de introducere în cazul Bisericii noastre Române Unite și a celorlalte biserici unite de tradiție constantinopolitană, a liturgiei Sfântului Iacob, care la ora actuală se celebrează doar în Orientul Mijlociu, și de Biserica Ortodoxă și de Biserica Melchită, deci unită tot de tradiție bizantină. Nu e ceva nou, ar fi ceva nou pentru noi, dar nu diferă mult de celelalte anafore, cum sunt cea a Sfântului Vasile cel Mare sau a Sfântului Ioan Gură de Aur. Ar fi vorba mai degrabă de o îmbogățire. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Transilvania Culturală, ediție specială dedicată Sfinte Sărbători a Paștelor, a Paștilor, o să discutăm poate și pe tema asta, cu preotul Dan Dregan, protopop ortodox al Jiboului, și preotul Ciprian Robotin de la parohia Sfânta Familie Greco-Catolică din Zalău. O emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjană. Înviere versus Paști. Paște. Învierea de Paștele, practic, este de nuanță iudaică, cuvântul Pascha însemnând în limba ebraică trecere. Deci la evrei le amintea și le amintește aceste Paști, evenimentul Paștilor, trecerea de la robie la libertate, ieșirea din robia egipteană sub conducerea lui Moise, trecerea prin pustiu și apoi ajungerea în țara făgăduinței. Deci este vorba de o trecere. Faptul că noi spunem Paști, acest cuvânt sau acest termen este umplut cu un conținut creștin și cu învierea, ceea ce este mult mai înălțător, mult mai binefăcător pentru noi, și anume biruința, cum spuneam mai înainte, a morții de către Hristos prin moartea sa pe cruce. Sigur, pentru noi creștinii sărbătoarea are, cum a zis Părintele, un sens cu totul nou. Nu mai este vorba de trecerea Iordanului de către poporul ales, ci e vorba de o altă trecere, de la trecerea de la moarte la viață. Acum nu ne referim la sensul omenesc, că doar funcțiile vitale ne sunt tot aceleași, ci la sensul profund. Dacă față de Hristos, față de Dumnezeu, față de Spirit am fost morți la un moment dat sau până acum, e cazul să schimbăm ceva, să înviem, să ne trezim, să facem, să săvârșim alte fapte.
dar ca să săvârșim alte fapte, nu doar așa ca o datorie, e bine să ne schimbăm interiorul. Și simțiți că românii, credincioșii români, schimbă acest interior? Lumea e destul de perversă, ca să zic așa, se întâmplă destul de nebunit, iarăși ca să nu fim prea răi. Cum simțiți dumneavoastră legătura aceasta între credință și fapte, între ceea ce așteptați și dumneavoastră ca slujitori ai Domnului și ceea ce se întâmplă de fapt, concret? Credința fără fapte este moartă, cum spunea Sfântul Apostol Iacob. Deci se încearcă fiecare să facă un progres duhovnicesc, să învieze, cum spunea și Părintele, să învieze sufletește, să se înalțe, să se lumineze sufletește. Vedeți că, vorbind de înviere, Hristos a făcut cel puțin 3 învieri, relatat de Sfintele Evanghelii, dar învierea sa este cu totul altceva, este redevenirea trupului său, un trup spiritualizat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar este vorba încă de o înviere, învierea celor vii, pe care Hristos a vrut ca să o facă cu toți, inclusiv cu farisei și cărturari și cu cei răi. Deci să învieze pe ei din mormântul păcatelor și al patimilor și al încrâncenării sufletului lor. Pe unii a reușit, pe alții nu. Cum spuneam mai înainte, este vorba de voința liberă a fiecăruia și Hristos, cum a spus, stă la ușă și bate, dar nu forțează ușa sufletului nimănui. Deci trebuie să avem noi un merit, de fapt mântuirea sufletului noastre este o colaborare între ceea ce Hristos a făcut pe cruce și învierea sa cu participarea noastră la această mântuire prin faptele noastre cele bune. Deci avem credință, nu mai trebuie fapte, pentru că harul, a treia condiție a mântuirii, vine gratuit și pentru toți. Din păcate, tendința generală a umanității e cea de a merge din rău în mai rău. Cu toate acestea, cum spuneam adineaori, m-am bucurat de acele cazuri singulare de convertiri care există și mă bucur și că nu încetează, chiar dacă nu sunt multe ca și număr, dar e nevoie să ne îndeplinim misiunea, e nevoie să propovăduim și să transmitem lumii faptul că creștinul nu poate să trăiască la voia întâmplării, ci are o luptă de dus. Nu cu săbii, nu cu tot felul de arme, are de dus o luptă în spirit. Și e mare nevoie de conștientizarea acestui adevăr. O imagine plastică ar fi de... Deci aș compara situația cu cea a acelei specii de pești care urcă râul în amonte, deci nu merg în direcția cursului apei, ci în sensul contrar și sigur fac un efort deosebit pentru aceasta. Însă și răsplata în cazul nostru este mare. Deci fericirea pe care o dobândesc cei convertiți, cei care îl găsesc pe Hristos, nu se compară cu nimic din ceea ce avem în lumea aceasta, cu nici o satisfacție, nici cu succesele de care se bucură unii sau alții, care nu sunt interzise sau rele în sine. Doar că nu astea ar fi finalitatea vieții noastre. Bun, dar ne putem închipui că Dumnezeu de nu e un contabil, adică să avem un catastif, să ne închipuim așa un catastif în care la fiecare să fie, ai făcut 4.000 de fapte bune și ai făcut 5.000 de fapte rele, etc. Nu, Părinte? Dumnezeu are cartea vieții în care îl deschide atunci când ne vom întâlni cu El la învierea cea de apoi. Deci mai este încă o mare binefacere pentru noi creștinii, faptul că oricâte păcate ai face, bine, să nu fie prea târziu, Dumnezeu iartă. Ne iartă dacă ne pare rău de păcate și așa cum pe un copil, atunci când îți greșește, îl mustri, îl pedepsești, dar îl ierți și îl iubești. Așa și Dumnezeu pe toți ne iubește și ar vrea ca toți să ne mântuim, tuturor să ne pară rău de păcatele pe care le săvârșim și să le mărturisim aceste păcate și El să le șteargă așa ca și un burete la școală, pe tablă, să ne șteargă păcatele. Deci o mare binefacere ca să ne fie uitate păcatele pe care nu le facem. Cum a zis, să nu fie prea târziu. Se spune că se lucrez cât este ziua. Deci ziua însemnând ziua vieții noastre. Deci când vine noaptea, când vine moartea,
atunci este prea târziu, mai putem lucra. Deci trebuie, cât suntem fii, să încercăm cât mai multe ridicări ale noastre înspre Hristos, în trăirea în Hristos, cu Hristos și prin Hristos. Dumnezeu nu face matematică cu sufletele credincioșilor. Nu are nici catastif, nici nu calculează, cu toate că, sigur, îi apreciază pe cei drepți. Însă, pentru mântuirea sufletului e nevoie de mai mult decât de dreptate. Și în acest sens avem și cazul lui Iov menționat în Scriptură, dar și cazul unor proroci ale căror încercări le citim printre rânduri, cum a fost și Samuel și Daniel și alții și chiar și regele David. Mi-au plăcut în mod deosebit două lucrări care ilustrează aceste experiențe. Una din ambientul occidental, cea a Sfântului Ioan al Crucii, Noaptea Întunecată, în care el descrie aproape tehnic procesul de convertire și de înaintare pe calea Spiritului, de depășire chiar a stadiului de drept până la a ajunge la sfințenie. Deci mântuirea fără a căuta sfințenia nu este posibilă, oricare ar fi condiția noastră socială sau familială, dacă vreți. Și din ambientul oriental, lucrările Sfântului Simeon Noul Teolog. Și acestea sunt foarte ziditoare și ne vorbește Sfântul și de experiența sa proprie și ne dă și sfaturile potrivite pentru ca noi să ajungem la desăvârșire. Un alt subiect, să spunem, mai complicat este cel care zice statistic că majoritatea românilor sunt credincioși, dar vedem că în fapt lucrurile nu stau chiar așa, nu ar trebui să stea chiar așa. Da, la recensământ, într-adevăr, se declară mulți credincioși, ortodoxi, lucrători și așa mai departe, dar trebuie să fie credincioși practicanți, trăitori în ceea ce cred, în credința pe care o cred. În ultimii ani a simțit că s-au îmbunătățit lucrurile în privința asta? Observăm și asta este foarte important. Generația tânără care ar fi de preferat să fie educată în spiritul creștin și să fie atât pe ora de religie cât și prin participarea biserică împreună cu și cu părinții care au un rol deosebit, dar și cu profesorul de religie. Noi, eu observ acest progres la mine la biserică în sensul că vin copii, vin elevii aduși de către profesorul de religie în ora de religie la marile praznice, la Crăciun, la Paști și acum a fost, la trecută și săptămâna aceasta, vin la spovedanie și la împărtășanie. Aceasta este important, zic eu, și este un progres în acest sens pentru creșterea duhovnicească a lor și atunci când vor fi maturi, să aibă deja o formare, o formație interioară, o formație creștină, o formație spirituală deosebită. Termenul de credință sau de credincios îl putem înțelege în două registre. În primul registru vorbim de situația în care omul, persoana, aderă la o sumă de idei în care crede. Însă doar o sumă de idei, ci ajunge să fie un stil de viață. Este bun și este preferabil al doilea registru. N-aș putea să fac o statistică dacă s-a crescut sau s-a scăzut. Acum, din punctul de vedere al practicii, sigur, dacă luăm recensământul realizat în România și toate recensămintele de după Revoluție, putem să constatăm că cele mai multe biserici au scăzut numeric, și cea ortodoxă română, și cea greco-catolică, și multe altele. Numai trebuie să ținem cont și de exodul populației. Deci, deja diaspora noastră s-a îngroșat, ca să zic așa, și-au apărut nenumărate comunități românești într-o grămadă de țări în care anterior nu existau. Și pentru acestea se străduiesc ambele biserici, și chiar și cea romano-catolică și cele protestante, să asigure păstori de limbă română în acele comunități. Bun, să mergem mai departe la emisiunea noastră. Ce ar fi important de subliniat la acest
acest mare prasnic sau ce ar trebui reamintit cu acest prilej? Noi, cum am spus la început, trebuie ca să retrăim împreună cu Hristos această săptămână pentru a ajunge la biruință. Deci, și noi avem în viață multe pătimiri, avem în viață o cruce de dus, avem anumite încercări în viață, poate unele datorate păcatelor noastre, altele încercări de la Dumnezeu, cum i-a dat lui Iov, dar să fim conștienți că în urma acestei pătimiri, să spunem, a noastre, în această vale, să zicem, a plângerii care este lumea aceasta, încercăm să trecem prin ea pentru că apoi să putem să biruim. Nu există înviere fără săptămâna patimilor. Nu există biruință fără jertfă. Nu există rod al bucuriei fără sudoarea frunții și muncă istovitoare. Aș transmite credincioșilor că dincolo de vacarmul și alergătura zilnică specifică acestei perioade, măcar în unele momente ale zilei să se mai oprească și să cugete asupra rostului vieții sale, asupra direcției în care se îndreaptă, să mai mediteze, să mai ia din când în când Sfânta Scriptură și chiar și textele veterotestamentare și să le aprofundeze. Și pe lângă aceasta, creștinul românul să nu uite să fie bun, să fie iubitor, să nu fie indiferent față de aproapele. Și nu mă refer doar la aspectul material, ci mă refer în general. Adesea poate că avem o cunoștință sau o rudenie aflată în suferință care s-ar putea să nu-i lipsească nimic în privința hranei sau tratamentului, dar să-i lipsească totuși prezența cuiva apropiat. Trec sărbătorile, trec perioade întregi, ei sunt veșnic singuri și se simt singuri. Au nevoie și de mângâiere, dar și poate și de un cuvânt ziditor care să-i întărească. Un subiect care a prins într-câtva situația, cel puțin mediatică, a fost cel legat de orele de religie în școală sau de ora de religie în școli. A fost un exercițiu și pentru biserici de a-și impune un punct de vedere. Cu toate astea, credeți că cei de astăzi, copiii de astăzi, peste 10-15 ani, vor deveni credincioși, vor deveni fii ai patriei noastre în sens spiritual? Sau evident că ar fi bine să se întâmple acest lucru, dar cum îi vedeți pe copii, pe tineri astăzi? Cum am zis, asta este multe ispite, multe provocări în ziua de astăzi și mai ales pentru tineri. Dar eu aș ierarhiza factorii de decizie pentru ca acești tineri să devină credincioși buni. În primul rând ar fi familia, părinții, pentru că cu ei stau cel mai mult acasă, ei sunt mai apropiați de ei, sunt sânge din sângele lor și ei au această datorie de a-i îndruma, de a fi și sunt răspunzători pentru sufletele lor, pentru creșterea lor. În al doilea rând ar fi biserica, care iarăși face ceea ce poate, face prin mijloacele ei cu cei care participă la biserică, cei care vin mai din an în pași, cum spunea dumneavoastră la început, cu aceștia se face ce se poate. În al treilea rând este școala, care iarăși are acest rol de educator, mai ales, cum am spus, prin ore de religie. Deci acești trei factori, dacă am conștientiza importanța fiecare, familie, părinte, preot, școală, profesori, s-ar ajunge la progrese. Ne dorim, sigur, ca tinerii copii să rămână în biserică, de aceea, în cazul nostru particular aici, la Zalău, și mai sunt încă câteva cazuri asemănătoare și lăudabile, nu ne rezumăm la orele de religie în școală, ci am constituit și acele grupuri parohiale și de tineri și de copii
care săptămânal sunt prezenți la catehezele care se fac pe diferite teme și prin acestea dorim să-i ținem aproape de biserică, le stăm la dispoziție fie pentru mărturisiri, fie pentru colocvii personale, fie pentru a da explicații despre orice ar vrea să știe, pentru că mulți dintre ei sunt și inteligenți, și culți, și curioși. Și eu sunt curios dacă școala altfel s-a realizat și în biserici, că tot e vorba de săptămâna școală altfel. Au fost copii în tot felul de excursii, au fost și la biserici sau biserică? Da, deci cum am spus mai înainte, chiar săptămâna aceasta am avut elevii care au venit și, cum spuneam, s-au mărturisit, s-au împărtășit. Deci, au venit. Noi n-am ținut cont de programa școlară, însă, ca și în anii trecuți, am organizat pentru tineri exercițiile spirituale, pentru care ne-am deplasat la Mănăstirea Franciscană din Oradea și acolo un părinte le-a ținut meditații. Programul, sigur, a fost presărat cu rugăciuni. Cine a dorit, la fel a putut să se spovedească sau să stea de vorbă cu slujitorii. Ne-am mai și destins, nu am stat întreaga zi în mănăstire, iar cu cei de vârstă mai fragedă, care încă nu înțeleg bine realitățile abstracte, vom merge tot la Oradea la întâlnirea anuală eparhială a copiilor, asta în, cred că în sâmbăta care precedă data de 1 iunie. Da, vă rog. Aici aș vrea și eu să intervin și să spun că, într-adevăr, și noi avem catehizări cu copii în afară de religie și aș punta un lucru deosebit care s-a făcut în luna august la Baia Mare, reuniunea tuturor ortodoxi, unde au participat un număr de 3.500 de tineri din, și din țară și din străinătate. A fost un lucru extraordinar pentru unitatea creștinilor, pentru întâlnirea cu tinerii și pentru sufletul lor. Haideți la aproape de finalul misiunii să facem ceva care oricum o să vă placă într-un fel, în sensul să subliniem simbolurile importante ale acestei mari sărbători. Învierea înseamnă biruința asupra morții, biruința vieții asupra morții, învierea lui Hristos, care este începătură celor adormiți, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Deci El a înviat cu trup spiritualizat pentru ca să ne dea posibilitatea și nouă de a învia atunci la învierea cea de-apoi. Mântuitorul Iisus Hristos a fost un om îndumnezeit care s-a întrupat și a îndeplinit misiunea dată lui de Tatăl pentru a se face model nou a tuturor oamenilor. Învierea, sigur, e biruința vieții asupra morții, biruința lui Dumnezeu și a noastră și a dreptății asupra păcatului care atrage moartea după sine. Vom fi mântuiți toți? Dumnezeu ar vrea ca toți să ne mântuim și la cunoștința adevărului să venim, cum spune textul scripturistic, mântuirea obiectivă, adică Hristos a realizat pentru toți mântuirea obiectivă. Când ne mântuim toți, este numai și numai vina noastră. Nu putem să trăim toți în moduri diferite și rezultatul la urmă să fie același pentru toată lumea. Dar nici cei care se găsesc într-o stare de păcat n-ar trebui să dispere, ci să se întrebe oare ce e de făcut. Iad, rai, o să ajungem într-o asemenea zonă, entitate, cum să numim? Deci, acesta este urmarea lumii acesteia pământești, dincolo, vom trece dincolo, de fapt, cum spuneam, Pasca înseamnă trecere și noi vom trece dincolo în cealaltă viață și acolo ne va întâmpina o răsplată sau o pedeapsă după felul cum noi am fost receptivi la poruncile Dumnezeu. Conform învățăturii de credință catolică, există în afară de rai și de iad și purgatoriul un loc în care cei cu o viață poate lăudabilă, dar nu perfectă, nu de sfințenie,
ispășesc ceea ce ar mai avea de ispășit. Cu toate acestea, nu e deloc recomandat ca cineva să-și trateze viața cu ușurință, nădăjduind că va ajunge acolo. Pentru că din ceea ce ne spun sfinții și cei care au avut experiențele spirituale, e tot un loc de chin. E adevărat că acolo cei care ajung stau un timp limitat, dacă vorbim noi de timp acum, realitatea spirituală e diferită de cea din lume, dar nu și-ar dori nimeni să treacă prin așa ceva. De aceea recomandăm tuturor să caute desăvârșirea și să nu se lase atât de legați de cele lumești. Pentru că lumea de astăzi cam ce promovează în general? Să ne facem toate poftele și câteodată din această pricină unii ajung să calce pe morminte. A doua venire, Apocalipsa, e aproape, e departe. Nici îngerii din cer nu știa acel ceas, nici fiul, ci numai tatăl. Deșeaba ne punem să calculăm, aceasta este o taină pe care nu putem noi cunoaște, cum o cunoaște niciodată. Dar apocalipsa noastră personală ar fi sfârșitul vieții noastre, care poate să fie mâine. Și de aceea trebuie ca să ne pregătim pentru aceasta. Nu știm, desigur, dacă e aproape sau e departe. Acum, dacă ne luăm exact după etimologia cuvântului, apocalipsa înseamnă revelație. Nu înseamnă neapărat distrugere sau sfârșitul lumii sau alte lucruri, chiar dacă în cartea Apocalipsei se vorbește și de războaie și de distrugere, dar nu de stingerea speciei umane. Însă ceea ce e recomandat e ca noi, deci lucrarea lui Dumnezeu se va face oricum. E recomandat ca noi să fim niște colaboratori conștienți la această lucrare. Ouă roșii, iepurași, mielușei și alte lucruri. Da, ei junghiați, tot ne aduc aminte din Vechiul Testament, când au junghiat la trecerea din Egipt. Ouăle roșii ne amintesc de răstinirea Mântuitorului, care atunci când și-a dat viața pe cruce și a curs sângele, se spune că o femeie a trecut pe acolo cu un coș de ouă și au căzut picături de sânge al lui Hristos și le-a roșit aceste ouă. De atunci s-a păstrat această tradiție de a face ouă roșii și nu numai roșii, se fac și verzi și albastre și galbene și mai departe. Mi-amintesc faptul că în copilărie, chiar dacă mie îmi plăceau diferitele culori și nuanțe, mama obișnuia să le vopsească doar în roșu, amintindu-ne de sângele Mântuitorului și de tradiția de care menționa părintele. Se practică și înjunghierea mieilor de Paște, însă aceasta pot să spun că e o tradiție iudaică. Nu e interzis nici creștinului să aibă așa ceva la masă. Doar că noi sărbătorim altceva decât evrei. Iar în privința iepurilor e vorba mai degrabă de o cutumă rămasă de la păgâni, care și ei aveau o sărbătoare în această perioadă, dar una a fertilității, nu era legată de sfințenie. Sigur, nu cred că Dumnezeu se supără dacă copiii noștri mănâncă iepuraș de ciocolată, dar n-au nimic de a face cu creștinismul. Bun, la final un mesaj, o sinteză a ceea ce este important de transmis cu acest mare prilej. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o și am revenit cu drag la Radio Transilvania. Mulțumesc domnului Daniel Soca pentru această invitație. Am venit cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petronie, Episcopul Sălajului. Aduc binecuvântarea Preasfințitului pentru toți ascultătorii acestei emisiuni și le-aș dori tuturor care încă n-au trecut pe la scaunul spovedaniei, mai este
astăzi, zi de post, mâine, zi de ajun, pomeni la fel, zi de post, aceste zile să probeze încă postul, să aibă un post binecuvântat, ușor, să probeze taina spovedaniei și apoi le doresc tuturor ca să aibă sărbători frumoase, luminate de lumina Învierii Domnului. Mulțumesc și eu pentru invitație, pentru ocazia de a vă reîntâlni și de a transmite ascultătorilor dumneavoastră mesajele, învățăturile noastre și din partea mea și a Părintelui Protopop Valer Păreu și a colegilor mei vă transmitem sărbători frumoase, sărbători luminate și îndemnul de a nu trăi la voia întâmplării, ci de a-L căuta pe Hristos, a căuta să trăim după lege, după Evanghelie și jertfindu-ne pentru bine și pentru mântuire. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră, domnule Dan Degan, protopop ortodox al Jiboului și Ciprian Robotin, parohia greco-catolică Sfânta Familie Zalău. Care ar fi urarea cea mai înțeleaptă care s-ar spune în această perioadă? Noi urăm, bineînțeles, sărbători fericite, sărbători frumoase, luminate, dar spuneați mai înainte de ouă roșii. Este foarte important atunci când ciorniole spunem Hristos a înviat și răspundem adevărat a înviat. Acesta ar fi mesajul sau salutul cel mai plăcut, cel mai frumos. Dar se spune abia după, nu după înainte. Da. Ce trebuie să le spunem ascultătorilor noștri? Sărbătorile fericite ar fi cea mai completă, să spunem. Da, cum am zis, post ușor, binecuvântat și sărbători fericite. Și din partea noastră să aveți parte de sărbători fericite. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!